Deci suntem în orășelul Fantasticheria și de când am intrat în orășelul Fantasticheria s-a întâmplat ceva cu Universul. Universul a fost Universul este un dos. Într-un fel. Wow, wow. Deci suntem stingați acum. Ești pe invers. Și asta e secretul. Ai prea ca urma. Ai prea ca urma. Ai prea ca urma. Veștejie. Veștejie. Frunză, eu. Frunză vește, dar am urmat cu veștejie. Yes. Deci. Înțeleg că s-ar putea crede că de asta m-am făcut scutier. Mergem să-i găsim niște băieței. Dragul lui Ghost. Băieței? Stai. Mai mulți? Lui e. Băieței, aia faină. Cu siguranță faină și nu băieței. Da, îți zice infamie. Infamie, faină. Mergem. Cartof. Vază cu urechi. Ce ziceți de ideea mea de a tăia urechile măcarului? Să-i vindem pe post de iepuri. Bă, nu știu, vorbește cu el sau nu. N-am despre rachiul meu. Ok, hai să-ți luăm ceva de băut. Ce faci? Mai există ceva de băut aici sau băut tot? S-a băut tot? Eu nu stai seama, mai există undeva ceva de băut. Hai un bar să aflăm ce se întâmplă. Ce faci cu toți aici? Han sau o cârciumioară. O cârciumioară? Și unde e o cârciumoară asta, drăguță? Este o completire. Este o cârciumoară asta. Din care tot vezi că ies oameni pe să fie ceva. Eu, care să fie, ok. Da, mergem. Sunt în stânga și în dreapta, într-un fișur, sunt doi care țin o sfoară. Copii. Și zbeți și... Doi băieței. Tarachiu. Ok, deci stai că eu vreau să completez cu Instinct. Deci ca să nu vă spune care e, dar... Păi nu, nu zici care e. Poți zic care e? Da, nu zici care e. Deci instinctul lui Bromicet este de a izbucni în cântec atunci când este frică. Deci este menestrel doar în anumite situații. Menestrel. Dromacet. Mă, nu dromader. Dromicet. De ce dromicet? E varianta barbarizată a lui dromicete. Adică încearcă să pare deștept, da. Dar nu este. De fapt, îl cheamă Iuri al Blănosu sau ceva de genul. Iurie al Blănosu. Iurie, Dinamul Blănosu. Bă, Iulian. E că cineva că ține minte numele adevărat. Julian. Ah, I am King Julian. King Julian. Ah, King Julian. Yes, in Madagascar. Also in, you know, Rome. Rome. Julius. Da, Julius. Julianus. Costura. Costura. Ok. So. Julius. Julius. Ok. Chilia. Miroase arachiu. Da. Hangițele spălate și sărate. Altceva. Da. Orașul în care se... Crezi că principala acțiune este nimic. Cam asta nimicul și următoarele 5 sunt alte băut. Nimic. Băut, după care pescuit. Ok. Cam asta sunt acțiunile care se dă și posibil like beții. Băut. Nimic. Beții. Nimic. Nimic pescuit. Cam asta e ordinea. Și pe urmă nimic până la 10. Da. Deci este un oraș în mijlocul de creier. Crezi că ar trebui să facem provizii pentru Tomis? Mă întreb totuși dacă sunt turci aici și am putea să începem deja comerțul cu iepuri pești. Și asta, și asta, dar... Sunt turci? Țicari? Ce cald? Vrei buzunar nou? Ce facem acum? Lanțuri, vindeți lanțuri? Ok, deci căutăm turci. Există turci aici. Bă, cine? Pe Game Master. Pe... Pe povestare. Povestare. Nu este perception, nu dacă vezi turci. Văd turci! Cum sunt? Bine. 6 cu 3. 9. 11. Cât ai la percepție? La percepție. 3. Minus 1. 2. 2. 2? Iată, a, tu mi-ai pus altul la spune, nu? Ce? Mi-ai făcut altul. Citesc totalul, nu? Da, 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 2. Cu 2 cu... 11 în total. A, 11 în total. Bă, când să-ți vezi că-s doar oameni acolo, cu un tufiș, cu o sfoară, dar nu vezi că-s tufiși. Ceva nu trebuie. Cu o sfoară. Like, nu știu. Să te ia care-i împiedică pe fărăile, care este în bar, nu? Hai să-i întrebăm ce fac. Scutier, du-te și întreabă-i ce fac. Așa să fie toată campania, nu?
Scrier, coro, go fetch. Las legătura din spate jos. Se schimbă centrul de greutate al satului. Tu ești ca să am locul după ce ești de greutățile și este ceva de mare ce îmi schimbă, mă simt acolo. Dar să fii făcut în doi genunchi, ce mai ceva. Am uitat că am suspensele astea. Wow. Ok, și... Dar nu-ți dai seama că ești cu un cap mai mare decât... Decât Mihai? Aaaa! Decât de-aia? S-a schimbat temperatura. Stai, ce direcție trebuie să mă uit ca să mă uit? 1,70 m, în paranteză 1,80 m. Și uite cum arată. Am de asta, știi? Aaaa, și-o mă dat. Nu, nu puteți până la urmă. Deci, dacă uitați literalul de unul altul, vă uitați, literalul de unul altul. Da, 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 da. Ok. Ok. Du-te și întreabă-i. Salut, băieți, testori. Am lăsat legătura jos. Las și toporul mare, toporiști care o pun la brâu ca să se vadă așa și cu copza, respectiv gărata cu corzi, plec intonând un cântecaci. Aha, și ce fel de cântec e? Este sombru, e mai... Vii cu hazma ei? Cu... Muzică de petrecere. Cât e mai sombru, se văd așa puțină fricănoase, ce faci? Haz este câinele meu care a rămas acasă, din păcate. Are you kidding? No, I'm joking. Hai, George. Cât e o mamea? Că e orientare pe de-ale lor, știi, și s-ar putea să... Și mamea a rămas acasă, cu haz. Mamea. Bă, da. Nu știu, plecați fără fază la drum. Și fără mare. Cântecaciul în cauză vorbește despre pești și rachiu, dar în principiu este un cântec plin de nimic. Eu de aia, de beție cruntă. Adică este un fel de... Deci ai sufletul orașului. Ha, pește! Pește umplut cu rachiu. Curge pe deal. E dat-i voi ideea. Seara. Ești un plus cu rachiu. Cum ar putea să fie asta? Să zic că aici vom afla în fiecare caz. Sunt doi copii, au 12 ani. 12 ani, împreună. Sunt turci? Să-i batem? Îi batem? Îi batem? Da. Cu ăștia putem să-i bat. Nu, nu, nu. Ce? 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 Nu tu. Nu tu. Ce? Teo. Asta, știi? Te duci spre turci. Știi, ești te duci așa, că tu... Dar nu sunteți 20 și mai rău. Da, da. Ok. Deci sunt doi copii de vreo 12 ani împreună care trag de oață și da. Încredică. Mă îndrept către ei și privindu-i în ochișorii lor inocenți le spun: fie vă ușoară tinerețile, măi flăcăi! Și... Maria, ca ce trebuie să spun? Toată sturgi! Sunteți sturgi, fie vă tinerețile ușoară, flăcăile! Nu te observă din prima dată, ți-am luat să-l fac această zbăruți. Wow. Ce? Păi spun că așa am insultele cu vremea aia. Mama ta este... Nu știu că n-a fi urât insult, cred că era like default-ul. A, ok, da. Și erau nespălați, deci... Da. I mean, come on. Toți sunt nespălați. Și o viață mai grea. Toți au apă și un pământ. Era o apă. Vezi că, like, algi ca... Well, n-a fi avut. Lavabilă? Da, da, ca lavabilă. Ok, alb ca laptele, alb ca spuma laptele. Să-i întrebăm dacă vor să ni se alăture. Vreți să corupeți doi copii care împreună au 12 ani? Vreți să corupeți doi copii care împreună au 12 ani sau separat fiecare are 12 ani? Am ajuns cu 12 ani. Ok, vreau să... Înainte să... Întreabă unde-i cârciuma? Asta? Dar după scoara, când... La modul asta? Întreabă cât e intrarea? Cam 2 metri la unul. Un galben jumate. Am doi. Tot mai. Poți să intru o dată să rămâi acolo, dar nu mai intru. Poți să dai jumate, să stai cu piciorul înăuntru și nu la ok, this is stupid. Deci... Intru o dată și rătă-mi happy hour. Măria ta, măria ta, cronologia este întâi se adoptă oaia, pe urmă se adoptă copilul, pe urmă faci jos de cazmare. Mi-a știe.
Nu, eu nu știu care. Mi-a știut. De, nu ai zis că e First, song? You get the money, then you get the power, then you get the women. Ah, ok. Și în același timp, în joc cu alte companii. Yeah. În care personajul meu a adoptat o oaie, un copil, și pentru că era dislexic, copilul a ajuns... Personajul era dislexic, copilul a ajuns, a început să adune cașmale. Pentru că în loc să spună, you need space around you in combat, i-a spus, you need spades. Dyslexic. Alien Sammy. Cred că și Mihai cel Brav este puțin bulbuit. Dyslexic? Bulbuit. Bulbuit. Deci va fi, va fi o călătorie de formare a dicției, în primul rând. Bun. Intră pe copilaj dacă... Ne spun, măi, plăcă, e ok. Nu, stai, stai, vreți niște mag sau... Vreți niște acadele de pește? Vreți niște untură să se ce ce vreau să... Asta e niște oase. Ei, pst, ce puteți să ne dați pentru astea? Cărțiugio. Hai să continuăm. Uite, vine să luăm cea. Iisusul tău este nu și n-a venit. Au venit romanii. Folosesc miracol. Miracol. Ce-ai întâmplat dacă Magic era inventat? Era nu. Coai, coai, am gândire pe Iisus. Am gândit o oră. Coai, să-mi iei Dumnezeu mai unul. Păcurile. Eu cu icoane alea în cărțile. Nu este ca așa. Top decking. Ok. Să revenim. Deci cea mai importantă chestie pe care am făcut-o până acum a fost să mâncăm pești. Yes. Să și în ce mântirie. Da. Îi întreb pe copilaj dacă știu despre ceva activitate turcească în zonă. Otomană, dacă știu de otomani. Bă, noi suntem turcești. Și vă căcați, probabil, la fel. Dar ia ca așa, mi se cred amuzanți. Dă-le una după ceafă. Ajung la amândoi în ce știm? Da, da, ești. S-ar feri. Ce ar trebui să fac? Să nu te lași legat cu sfoara. Agilitate? Agilitate? Bă, facem... Bă, sunt... Na, stai mici. Deci... Cât? Ia niște ce zare, ce culoare zare? Albastru. Bă, da, o să iei roșii ca să putem să dăm amândoi. Da. Oricum, ale meu sunt pipările... Să ai câte la... La ce? Topor. Topor mare? Da. Nu, la schip. La schip. Topor, da. Dai cu spate. Ce? Dai cu toporul ei? Deci, da, 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 3 zaruri nu. Plus 4 la zaruri, nu deci, știu, să-i bați cu ăștia. 17. Cred că e un versus... 9... A, nu, 17 mai aici. 11. Da. Le-ai dat. Da. Le-ai dat. Asta este zgomotul pe care se aude. Ok. Păi, 5, da? Era tasul. Și din nou ne întoarcem la gluma asta. La cea 5, stai că să... Deci așa are sens ce spui. Ok. Mă băieți, mă! Vă repet! Știți ceva de turci prin zonă? Și stau așa. Curgeți vă următoarele cuvinte cu grijă. Nu, ce turci? Sunt bramicet, bătăușă de copii. So sad. Deci nu sunt turci zonă. Nu, ce-ar avea cu satul nostru? Mă, copilaș. Ați auzit voi de când sunteți voi așa de câți anișori aveți. Ați auzit vreodată? Și dacă și dacă aveam un gulăș. Dacă am zis. Papion. Mulțumim, copilaș. Dar ați auzit voi vreodată de când sunteți voi aici de iepurele de baltă?
Și așa, scrii unul la iepurile de bandă. Da. A, da, 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 iepurile de bandă, da, chestia aia verde și sinuosă. Nu, chestia aia albă și bufoasă, dar care trăiește în apă. E ca un iepure, dar are urechi. Și trăiește în baltă și se crește cu bulbii ăștia și scot o ceapă. Domnul, te rog frumos. Bun și rău? Deception. Chiar că trebuie să văd că e deception. Sunt deceptiv. Unde? Yes. Ah, ok, am aici. 3? Ei sunt copii. Ok. Deci ei sunt la un minus 2. Am plus 7. Opa. Okay. Ah, bătut. Da. Da. Deci... se uită la tine cu ochii cât cepele. Cât cepele aia pe care le țin în mână, nu? Da. And people just saw my joy. Yes. Camera full of crush. Enjoy, people, enjoy. Ok, le arăt cepele și le spun că mă copii, fiți atenți. Noi, eu și Super Maria sa, venim de departe și mergem departe, tocmai în zară, sus, la castel. Duc cu Berții? Nimeni? Nu? Berții. Ok. Mergeți voi și spuneți-le paților voștri, care sigur sunt prăbușiți cu vreo tufiș în zonă și sperăm că sunt morți de beți, că au venit Mihal, Bravul și menestrelul, liniuță scutierul, liniuță cărăușul lui Destoinic, Dromicet, Blemosul, să le vândă iepuri de baltă. Iepuri cum n-a mai văzut, n-a văzut nimeni în lumea asta, pentru că doar noi știm să creștem iepuri de baltă. Facem niște gălbene. Și suntem dispuși să împărțim cu voi această taină și cu tații voștri. Ca voi să dați taina mai departe copiilor și copiilor și copiilor voștri. Și țara asta, data viitoare, când otomanii vin peste noi, să se apere cu armată de iepuri de baltă. Deci s-au făcut... cât cinci cepe. O, cât cepe, engage. Nu se mâncăm, nu te... Sunt buni și de mâncare. Bun de mâncare? Da, dar sunt buni și de presiune. Dinții. Adică trebuie să... Depinde cum începe multicultiv. E... da. La început o să iasă, e posibil să apară alți și alți buni. Ah. Un timp. Dar pe urmă, după ce să... Cum le trezești de generații? După ce să scoți iepurile cu totul. Deci se trage, o să iasă așa două urechi și se trage iepurile și urechile cad când trage, după aia iepurile de baltă n-au urechi. Și trebuie cultivați lângă apă și voi cum sunteți aici, am venit că la voi e cea mai bine să vin. Ok, ok, se uită la tine, se uită pe unul la altul. Trebuie să fie tați vreo beți, mâna. Și zic, da, uite, e acolo, lângă copac. Ceva? E un om care stă spatele copacului cu o polărie pe față. Face niște bănuți. A început, crezi că pe bancă? Nu știu, dar nu, e catru și eu așa că stăm cu copac. Am zis că a fost pe bancă. Bun, cred că a fost de rău. Îi iau pe copilaș să mă prezinte respectivului și îl chem și pe Maria, viitoarea sa Marie, să ajute la vânzarea elementelor în cauză. Ok. Spunem că e Dacteron. Vine acolo copilul. Strungine puțin. Tată, iepuri de baltă! Îi dă roșu, tată, aștia au spunătăți, tată, am dus iepuri de baltă. Dică pălărea de pe o, mă plătești capurile. Unde doar curg? Se ridică în fund. Capul jos. Capul rămâne acolo, el se ridică în fund, capul rămâne jos. Sunt vreo 30 de secunde în care își ridică fața spre tine. Și e pe asta, mă. Reeditez același discurs. Reeditez același discurs. Pe care l-am dat copiilor. Asta și... e un adult. Ok. Dar și... Dar este un adult.
Îi spun și Măriei sale, îi dau ghiotul să mă ajute în acest lucru. Deci suntem, încercăm... Și prezint ceapa. Îi prezint ceapa, da. Care probabil am văzut până acum ceapa. Da, dar este o ceapă diferită. Este un bulb de iepură de baltă. Este adusă din altă parte, în primul rând. Da. Este, și mai ales, este crescută în grădina ursului. Nu în lacul lui. Nu în lacul lui. În grădina ursului de lângă lac. Lângă, deci erau salățile și lângă erau iepurii de baltă. Trebuie să fie auzit de haia acolo pe vremea asta. Da, da, da. Era, el hărăpea domnițe. Și era îmbrăcat un alt. Ceașa. De unde se așa? Fantomul. Și din ochi așa au devenit și like, ce avem fină, nu era pe ochi de copilă, se mai vede prin ochi, gen, nu știu cât de mult. Maria, versetul 13, Ioan, nu s-a inventat Biblia, fiul să-i putem pe calea cea bună. Bă, așa. Bă, da. Da, da, nu știu. S-a inventase? Da. A, da, s-a inventase. A, ce prost. E, dar nu știu, da. Da, trei? Da, trebuie să dai cerți 5 peste. Decepție? Da. Deci 11, 14, 19. 19? 7, stai. Deci 11, 14, 21. Versus 11 aici. 11. A dat cu 10 peste 10. Bravo, alcool. Da, 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 da. Și dacă nu le plantăm pe astea, da, ies iepuri fără urechi. Ies, și le bătem? Întâi ies urechile, dar în momentul în care scoți iepurile, urechile cad. Dar atunci ce mai de atunci de ce mai țin fugi iepure? Sunt că când se nasc, când ies din când e scos din pământ, imediat. Sunt foarte docili. Și sunt foarte ușor de educat. Ca niște copii. Îi pălești după ceapă și învață să facă, ce le zici tu să facă. Deci este... Nu țipă soția mea dacă dau... Și nu țipă nici soția, că e ca orice animal. Vezi că o familie de trei. Că da, 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 da. Ai zis da, da. Da. Să fii convingător. Da. Eu, de trei ori da. Care e diferența între o pizza și un profesor? O pizza chiar poate să cunoască familia de trei. Oooo, arsură! Ok. Și sunt foarte ușor de strunit, de dresat. Învățat, de crescut, de mâncat, de crescut, de hrănit, și să mulțesc ca iepure. Ce spune din prima aici? Că nu prea avem mai mare alcool. Nu crește mult. Aici dăm la pește și mai luăm ceva spune. Păi, vezi matale? Blană, carne, ouă, lapte. O varză, ceapă, urechi, da. Ce varză? Cum adică? Din iepuri de baltă. Da, ce varză din iepuri de baltă? Deci, iepuri în jurul iepurile de baltă crește și varză. Ce? Deci este ca un... Deci tragi din pământ și iese... Încă nu s-a inventat, dar e ca un hamburger. Este deja făcut așa pe platou. Deci este ca un... Deci nu. Deci dacă tu îmi dai acum... Este ca un iepure sandwich. Chiar nu zici chestia asta? Nu mai există sandwich. Este un... Nu mai există concept. Este ca... Deci când îl scoți din pământ, este ca o masă care se întinde singură. Pentru o familie de trei. Asta înainte sau după ce stai șoana? 300, ca dacă mă fie. Nu poate din cauza dinților. De da, mă, cu dinții. Da, dinții lată ca să apace duș... Știi ce? Deci noi vindem din așa, da? Vrei sau nu? Detaliile o să le afli la tale zi, o să te ce... Da, o să ce cerere și să râzi la ta, scrie de ce mai acolo. Ce? Da, să scrii tu, prost, pe că prost. Se uită la voi. Și tu ați încălut de la Chiu. Și cea mai bună, cel mai benefic aspect este că din urechile care se rup, se face rachiu. Nu, am putea să facem o daie, gen rachiu de cu foică. Bă, ce vin, acum este, like,
Bălării. Ai crescut minciuna. Atât de tare încât. Atât de mult. S-au umflat. E ok, lasă. Te întreabă, dar bine aveți curbiște la voi, că nu aveți cepe. Chisticarea pe care cepe, nu aveți iepuri. Problema cu iepurii, haideți să împărțim un păcărel în timp ce vorbim, că dacă ne tindem așa la vorba, să ne hidratăm. Bună, și a sticlat, în dreapta și a mijloc, vă puțin pe jos, când își dă seama că gen nu are ce să vă toarne, și că îți îndrăgă de căuși. Și iau dușcă, așa. Și să mânează sticla. Și mă fac ea o dușcă și o dau mai departe. Nu, mă fac ea o dușcă. Așa, mă vezi suculețul. Și ce mă, mă, domnule, mă, 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 întorc într-o parte și dau pe lângă și se vede cum se găsește la sticlă. Și o dau iară. O dau înapoi și spunem, avem nevoie de niște bani înainte să vă arătăm iepurii. Mai ales. Asta e problema. Mai ales. Ce să avem noi cu galbenul, bani? Nu trebuie să fie albă, ok, ce facem pești, ne dăm pește. Rachiu pe pește. Pește pe rachiu, rachiu pe pește. Cam așa. Nu avem nici pești, nici rachiu. Dar îți dăm un iepure pentru un kilogram de pește. Asta zic, mi-ați arătat orice pe astea, semințe, ce aveți voi aici. Dar am văzut acei iepuri de baltă frăure cu blană. Păi îți dăm cepele, tu le plantezi și când cresc în 10 zile, noi le întoarcem. Sunt buni care în popor, eu? Da, norodul și norozii, le spun cepe. Pentru că seamănă cu cepele, dar nu sunt cepe. E nevoie de un ochi antrenat, doi ochi antrenați, minim doi, ca să-ți dai seama că de fapt este vorba de da, dar nu sunt antrenați. Deci de asta arată ca o ceapă, că vorbim. Dar în 10 zile când ne întoarcem, exact. O să vezi că sunt iepuri. Dar dacă nu le creezi în 10 zile, da, le bați. Exact. Le bați? Da. Da. Nu ne mai întoarcem aici, nu? Da, nu. Vreau să vin off, nu? Da, vreau să ți dea. Aș fi așa la voi. Niște, da, ce să vă dau, băieți? Ia și pe la sticlă. Mai am atală dușă. Da, nu, 3 kg de rachiu. Ce-am făcut 3 kg de rachiu? E ok. E vreun foc aprins pe aici? În zonă? Să vedem dacă e. Probabil, dar nu e. Vreau să văd cât de tare e rachiu. Adică vreau să văd dacă... folosim ca ceva mai interesant. Eu ardem pe turci. Câte, ce, cam... Da, arde. Arde, arde sau? Arde Maroc-a-iar. Cum? Nu știu. Achiu meu? Ce mai bun. Eu nu pot să știu cât de tare arde iar. Ce mai bun din sat. Ce mai bun din sat. Cum să nu știi cum te arde? Ia doar de pielea de pe. Ia doar de pielea de pe tine. Să nu cumva să ne împie. Să nu. Serios. Și cât ai zis, Matale, că le dai pe ăștia? 3 kg de la chiu, a? 3 kg. Dacă rătunjim noi așa la 5, cum ar fi? Mamă, ce rătunjeam, nici nu pot. Trebuie să mai dai, mă. Nu-mi place să te fac să portez, dar e ok. De sim, da? Da, de ce? Dinți printre dinți. De ce, re? De ce, re? Printre dinți, că nu ai. Ok, deci este un 16 pe masă. Este un, da, 16 pe masă. That's slightly worse. Nu, la 7, nu? La 7, 7, da, da. Dar 7, dar tot să da, 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 știi că putem să rotunjim chiar mai mult de atâta dacă îți dăm toate semințele noastre. Bă, stai, mai întâi. Băi, putem să verificăm dacă arde atât de tare la chiu. Să vedem pe la 30. Urmă să ajungem acolo.
Wow, zici că suntem țigani de-a doilea, frate. Am mințit pe sărat cu alcool. Ai fă țică un tău și ai lăcură în ce v-a oferit. Da, de fapt am băut din IQ-ul lui, n-a ars puțin? Pe tine ai fost mai mult? Eu am primit ars, dar e ok. Am putea să-l folosim pe poze. Da, am băut. Da, e. Deci, e că obișnuit cu cea mai bună. Da, pentru că nu există... Nu e cel mai fin, dar e alcool tar. Există șansa ca asta să ia foc? Cred că dacă râvii acum ia foc. Ok, e bine. Deci, da. Hai să facem 10 litri. Să facem 10 litri. Mamă, din 2 buli, ies până la 10 iepuri de mare. Care pot fi dați pe urmă, pe rachiu, 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 peste rachiu, peste rachiu. Vorbește cu vecinii tăi. Trebuie să vorbesc cu soția mea. Aaa, domnul, din ăsta cu așa, soția, soția e făcută ce? Mai, e secolul 16, da? Soția asta. Soția să stea acolo, să plozi mămăligă și da pește la pește. Pește. De nu mă luai. Nu contează, mă luai în pește. Și cum merge smelucă? Dacă eu n-am grijă de când în când și nu mai are grijă de mine. Ok. Asta e ea, mai am mai am acolo în duș. Hai să plecăm. Hai să luăm rachilul, să plecăm. Undeva zare se văd multe funguri și furci. Vreau să te duce vorba. Voi am tot să tăi. Dar tot de bani. Nu știu la dată că de la tot bani la urmă a fost puțin să rog nu lasă la 10. E prea turtor. Că... E turtor. Deja de la 3 la 7. Da? E la 3 distanțe de 10. Este o poezie perfectă. Este un... Este un... Dar nu, mai departe nu... Nu mai spune, trebuie să facă cu soția. Trebuie să vorbească cu soția. Cu soția e mai complicat, că soția s-ar putea să... Știți cum facem? Să zic așa, femeile încep deja cu plus 10 la voce. Da, toma. Toma. Bani plus bani. Știți cum facem? Ne dați acum... Bani să dea bani în casă. Ne dați acum astea 7 pentru fiecare și când e, ne mai rotunjim până la 10. Și da? Să... La 10? Tu mi-ai înțeles? Da, lăsa-mă. Deci... Bun. Deci am fost acolo cu 7 pentru mine și 7 pentru Mihai și... Asta e și am dat 7. Păi nu că sunt ale noastre și trebuie să... Păi cum vă dat 7? Nu vă cu 7. Păi cum, domnule, ați spus că 7 pentru mine, 7 pentru... Păi da, 7 era pentru fiecare, vorba nu. Păi cum se poate? 7 pentru mine, 7 pentru mine. Aici e greșeala mea. Da. Cum a văzut soția? Bine, haideți, nu, că cine știe, soția are treaba acum să, cu copiii, cu așa, lăsa. Copiii ăsta aici, uite. Sigur că se uită la mine. Restul nu. Din fașa. Da, nu. No, no. Ok. 7 litri. 7, 7. E bine. Și tu care? Vorbim mai târziu. Când mă întoarcem peste așa, vorbim și de ce... Auzi, cum te cheamă? Nu, Ionica. Când strigă nevasta Ionica la masă, nu ce strigă. Ionica, nu ești mică, bă. Ionica să nu încurce, știi, încerca să strige sigur, dar nu după ce la lume de familie. Ionica, se ridică toți. Da, tot sapă. Se dau Chilian, nu ți-e Ionica. N-aveau idei de nume și au zis că... Sau voiau când se duc la biserică, știi, la slujbă. Ioane, da, și se ridică toți. O să auzi, Ionica. Ionica, trebuie să faci o donație, acum! Am făcut! Bun. Okay. Deci avem rachiu, am scăpat de... 5 kg de ceapă. Am 0,5 kg de ceapă. Ce? Dar, 0,5 dar nu i-am dat tot. I-am dat tot? Adică că pentru ceapă kg de... Dau tot. Mâncăm rachiu cu brânză și pâine. Ok, putem să trocuim niște rachiu pe pește? Trocuim. Da, să primim niște pește, știi? Când mergem la drum spre Thomas și... Vrei acum? Îi dăm tot lui?
Tu mai ai rachiu, nene? Nu ai mică, eu să nu trăiești, ce să nu mai rachiu? Uite, vreau să zic că să-ți ia pe fac jos rachiu, vezi ce ușor? Nu, nu, nu. Pada! Putem face asta, nu chem pundu sau... Ok. Noi adică avem două litri de rachiu de la, două kilo de rachiu, că nu știu, două balițe de rachiu. Ce am nevoie de rachiu, frate, acum cred iepuri de baltă. Să ne mai ce fac lumea aia și vreau să ne mai ce fac lumea aia și vreau să ne mai ce fac lumea aia și vreau să ne mai ce fac lumea aia și vreau să ne mai ce fac lumea aia și vreau să ne mai ce fac lumea aia și vreau să se ia și se ridică de pe jos. Facem pas, se oprește. Să ne dăm de clădirea. Că vedem partea aia altă cade. Și ia sacul de cec după el. Deci 500 de grame de ceapă. Și duce, da? El dacă nu-l aprind, se duce... Să nu-l apreze. Nu-l aprind. Lasă-l să-l plăteze. Lasă-l să-l plăteze. Și știu că ăsta e cel mai bun rachiu din sat? Ce? Rachiul pe care l-am primit. După vorba lui este cel mai bun rachiu din sat. Ca de boțe, bă. Bă, pentru 500 de grame de ceapă, acum... 500 de grame, în serio? Băi, copii, după nimic, nu mai trage scură ca pe aici. Băi, erau... Ok. Luăm niște pește. Ok. Ce o să zicem că e brânză? Lapte de iepure. Lăptișor de mat. Lăptișor de mat, mare. Ok, dacă vreți să faceți chestia asta, trebuie să faceți the old snake oil routine. Aveți nevoie de stan. De ce? Să stan, să vindem... Aveți nevoie de prezentare. Deci trebuie să ajungem la Turcalet să facem chestia asta. Yes. Mai facem ceva la Chilia sau... Crezi că putem să-i păcălim pe turci? Că iepurești. Am putea să încercăm. Dacă ne se duce buhăr, deci vrem să ajungem la turci, mai trebuie să iasă ce vreme. Până 10 zile. Avem 9 zile la dispoziție. Să ies chiar 10 zile. Dar totuși, da. Cât facem până la Tomis? De unde suntem? De la Chilia, el are skill-ul de... El cărând tot sau împărțim de... Hai, măiță! Gen... Care măgarul lui? Care măgarul, da, măgarul, care ce? Măgarul. Și avem o sticlă pe care o împărțim așa. Trebuie să mai ajungem cu... Care să ajungem cu 3 kg de rachiu atunci. Distanța între Chilia și... Bine, Tomis. În distanța de răpia și... E mult în sus. Care mă... Mult în sus. Mult în sus. Deci la vale, ajunge repede. Ne dăm pe... Dacă mergeți constant... Zicem că voi... Nu, mergeți spre constant. Scuze. 3 zile? 3 zile. Că nu e exact un punct. Putem să... Luăm o barcă? De pe Sky? Sunt ceva câmpuri de ceapă în drum? Nu, cred. Dar puteți să luăm pe malul mării, da. Prin mare, așa? E și un pic în larg să nu fie chiar agitată și o luăm așa. O să mori, o să luăm în frăgie. Deci vreți să vă luați o barcă de pe Sky? Yes. Să mă ducă... Da. Există pe mare... Pentru un litru de rachiu, Max. Să vină pe Mihai. Mihăiță nu e de vânzare, da? Deci Mihăiță... Deci Mihăiță și Mihăiță... Nu ar fi plăcută! Îi dă în capul și să-l au crapa, și e cu Mihăiță. Și vălele sunt din blană de iepură de balcă. Nu putem să vedem nici măgară, deci nu luăm barcă. Nu, dar putem să luăm o barcă fără să spunem nimănui. Adică... Și să-i furăm și copilul, da? Trei mihăițe și care... Ok, am o întrebare. Cineva dintre voi ar știe? Să... Da. Copilaș, aveți un coci. Eu am horse riding. Nu, dacă ați fi, că mai aveți câteva puncte la îndemână, dacă ați fi știut... De... Și eu nu știu dacă am de unde. De asta, da, dacă ați fi știut. Deci, realist vorbind, eu n-aș fi avut de unde. Nici eu. Deci asta, deci basta mi-a ajuns pe cineva, să duc înapoi. Cât de... Cât am face pe mare? Pe mare v-am auzit. Ok. Cu dar e riscul mai mare. Deci cost mai mare. E și costul mai mare. Și cu vârf favorabil. Hai să... Right.
Right? Da. Right? Colorim. Am putea să vedem câți sunt copiii despre... Voi sunteți cu Caio, nu mergeți pe zi, două zile maxim. Nu, unul dintre noi e cu Caio, unul se ține foarte departe de Caio celălalt. Unul ca și măcar. Ca și măcar, da. Sunt tot primul. De ca. Deci. Deci noi purcele. Ne călărim? Hai să ne călărim până la drum. Vă luați provizii de... Avem 7 kg de rachiu. Deci... Suntem, we got it. Deci apă. Apă. E o fântână pe aici pe zonă? Sau ăștia chiar dau rachiu și atât? Nu, cât de turte era ăla de la care am luat atâta rachiu. Cum pune, măi, în care... Duminică după biserică, ce să fac? Duminică după biserică, nu e așa, da, ok. Biserică. Am parcut am greu. Mai e o fântână mișoară. Ok, ne umplem, ce dracu ne umplem cu apă? Avem, presupun că avem niște chestii. Da, da, mici. Luăm apă, avem brânză, nu mănânci apă. Ne adăpăm calul și măgarul. Pâinea, avem pâine. Presupun că putem să trecem la haiducii lui 7 cai să mai luăm o pâine de undeva din goana calului, nu? Nu, nimic. Pâine de altă, nu. Ok, pește, putem să trecem să luăm un pește din goana calului, din gura unui copil sau ceva. Nu? Putem face asta? Încerci. Dacă rămânem fără mâncare, putem să încercăm de asta. A, pe drum, pe drum trebuie să... Da, pe drum. Deci nu pe așa de obicei. 13. Bine. 13 ce? Cai, maxim. Am furat pește. 13 cai frumos. Și am furat pește. Nu? Deci, mergând pe cal... Da, încercăm să... Undeva la unde cineva și-a terminat pește. Da, exact. A fumat. Dar luăm furia cu ce? Și prinde pe două pește. Și tu ai luat funia? Da. O, am luat o legătură de pește. O funie de pește. Ok, de pe cal. Așa. Deci, cât e la riding? 2. 2. Cât e agilitate? 0. 0, da. Tu, da, ai prins funia și ai mâna funia. Așa. Care este legată? Dar simt că o să fie legată de ceva și o să mă treagă în spate. Funia, să arunci cealaltă parte și am băgat funia. Și cad peștele pe funie. Cad peștele de pe funie și pe jos peștele și calul ăla. Și eu fiind un măgar care e mai lent decât calul, în urmă, prins pește. Da. Încerc să prind cât mai mulți pești. Îl culege. El e sidekick-ul. Da, sunt lovitura din natural. Din mers faci chestia asta? Din să te ica de mersa lumea haiță. Tucutum, tucutum, stau în haiță. Hop! Tucutum, tucutum. Deci, ok. Ce dau aici? Dăm, 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 ok. Cu măgar? 12. 17. Deci mai ai căzut de pe măgar și acum dați-vă un din loc. Da. Dacă e cineva cu măgar, mă rog, bă, mă dați tu, bă. Ups. Am deja 8. Ups. 15. Bă, tu ai fost nimeni nu te-a văzut momentul ăla care a luat soarea. Ce-am văzut este ăsta care a început să ia pești. Să ne fie peștere, așa că ce pe să ne fie după tine. Stai! E băiat! Hai, Mihăiță! Hai! Hoțu! Dă-i Mihăiță! Dă-i! Ce vreau să arată după tine? Și mă prinde? Cât de repede mergem, cât de repede mergem? Asta este o întrebare filozofică. Pentru că Mihăiță mai este un moment în care așa are cămașa de zale, are 7 kg de rachiu, așa... are florul și cobza. Cămașa de zale are 10 kg, by the way. 10 kg de cămașă, deci are un... are un copil mic în cămașa de zale și rachiu numai. Și bai 2 kg de brânză și 0,5 de slamă. Poate, virgulă. Deci, în orice caz, în jur de 100 de kg. Ce vrei să faci? Să-i... dacă aș avea pinten la o pinch, i-aș da pinten. Dacă n-am pinten la o pinch, îi dau o pinch și în coaie să zbog. Să zbugească. Să zbugească cu ce am și urlu după măria sa. Deci, pe el, îl șurți. Da, îl turez. Ok. Vuuu, îl trece de rând. Deci, considerăm că Mihaița ar avea agilitate de... nu știu. Problema de cai sunt atât potriva mea. Nu e cel mai rapid măgar dintre... Da, da, da. Ca ar fi mult. Ok. Cal e zero. Și considerăm că... Da, nu...
Păi, e nou zero. Deci ok, da. Deci, cu ai drâncă vezi de jos de pe el, să faci mai ușor sau nu știu ce, dai tu, dau eu 3 zero, contra 2 zero ale tale. Ok. Mai mic câștigă, nu? Da. 13 versus 7. Wow. Se întoarce Mihai cel Brav. Deci, nu spre tine, repede. Ok. Poți să rulezi zare, dacă vrei. Poți să poți să rulezi zare. Cum vrei? Vine Mihai cu frânghia și o dăm pe după gâtul omului care l-a largă pe partenerul meu dromicet. Serio? Da. Ok. Scot corza. Vine Mihai să mă ia. Nu mă lasă în daună. Ce faci? Ce se întâmplă? Deci văd un mor de fum și Mihai vrind călare și soarele lucește din spatele lui, reflectându-se în dinții lui perfecți și blestele lui. Deci vrei să, cu pe cal, vrei să-l ataci cu funia să... Dar nu să mă mor, vreau doar să-mi da, să mă sperii. Să... Nu pe tine. Ok, dar mă... La lucit tu, mă! Ok, cu forța din motiva ceea ce doare. Wow, 5, mamă, ce-ai dat! Omul și-a luat curaj. Pentru că era dat și... Că curaj în sticări, curaj în buteliat. S-a dat la o parte, când a văzut. Venim furios înspre el. Ok. S-a dat la o parte. Fugi, dromicet! Poți să încep din nou, să... E la fugă data asta cu acești mări de zare. Deci cu două, da? A, 3. Ok. Hai, bineriță! Bă, frate, nu-mi vine să cred ce-a dat până acum. Nu-i posibil așa ceva. A mai venit o vreme în iazi. Deci, totuși, te ajungi și pune mâna pe tine și vreau să te dea jos. Dar e un mai greu să te dea jos de pe. Vai, ăsta. Venim o pisistă. Eu am o sabie mare ca dracu. Da, e o sabie mare ca dracu. Eu am o sabie mare ca dracu în continuare. Deci eu încep să urlu, săriți hoții. După ce eu vreau, încep să urlu, săriți hoții. Săriți hoții, adică lăsați hoții. Dar el ce face este că pune mâna pe tine, da, și vrea să te dească la mâna. Ok, deci trebuie să încep. Tu ce vrei să faci? Am cobza mea, deci pun cobza, gălata, cobza. Ajung să din în, să îi flutur din o cobză în poveche peste cap. Vom deci fi... în timp ce te trage în jos, tu vrei să îi flutur o cobză peste cap? Da. În timp ce îl trage. Păi el mă trage pe ca deci mă trage ăla și eu o scot din mâini, ala... Ala... Aaaa, țăriți hoții! Aaa, ok, deci... Aaa, și tu ești pe jos. Nu, sunt încă pe cal, adică mă țin, deci am copza într-o mână și să în el. Deci vrei cumva să încerc accidental să rămân. Exact, da, pe cât se poate de accidental. Deci, și presupun că copza are un damage de 4 de 12 sau ceva. Nu, mă rog pe nimeni! Nu, mă rog, lăsa mică știe. Săriți, hoții, săriți! Ok. Ce fac? 3? 3 zară și te adaugi cât ai la topor, minus un 3 că încerc să fie iar mică accidental. Așa. Ok, deci chestia a plus 3, ceea ce înseamnă 8, 14, 17. Deci nu te-a dat jos de pe cal, okay. Și te rog frumos dăm cât ai la topor de damage plus 1 damage. 5. Nu e dat tare, doar le-a adormit puțin. Mi-am dat la Angelic? Să se vede. Pam, pam, pam. Și un moment tensionat, e un bullet time în care se oprește puțin timpul. Deci el vine din spate încercând să te tu ți-ai dat topul în spate, okay. Cade, se întropărește pe jos, țipă de durere. Da, hoții, hoții, săriți, uite-i, sunt pe jos, săriți. Mă duc ce cazi, eu am marginea drumului. Ok. Ok. Mă ia și mie cămășile astea de zale și se zice mă ridici cu tocul mie în fața ta. Te umbe cale așa, nu știu. Mie îți spune să mă urmă ta,
Altcineva? Păi da, da, da. Poți să fac acolo dacă vrei. Da, rolul e pe aici, un... Stai, dar de ce nu facem... Oh, shit. Da, nu ați mult. Da, da. Rolul e aici. Mă, mersi. Aaa, ai și efect sonor. Vrei să aduci Dice Tower? Da. Dice Tower. Da, un Dice Tower. Un Dice Tower. Făcut de mine. Ok, deci, după ce ați păcălit un om din alcoolul vieții și ați rănit alt om după ce ați frat, creștere și aveți acum, dăm și mie din nou pentru 100 de grame doză. Tu l-ai strâns. Ați curat un strâns. Da. Deci, vreau ca pentru toată cantitatea, dăm și mie... Două. Nouă. 8 zare. 8 zare. 8 zare pentru 100 de grame. 100 de grame. 100 de grame. 100 de grame. Wow. 4, 4, 16, 21, 27. 27. 27 kg în 100. 3 kg de pește. 3 kg de pește. Băi, e ceva. Cu 7 kg de la Q, pornim în butică. Tu l-ai scris? Nu. Deci ți-a dat destul pentru tot drumul plus. La Q. 3 zile, e chiar de zice. Și așa pornim la drum. De fiecare dată când mâncăm pește, păstrez oasele. Cine știe? Poți să le păstrezi capul pe niște lor. Și să-i bat în hamul. Poți să... Putem să păcălim... Păcălim... Mecangelul? Putem să păcălim turcii că capul de pește da. Este magic. Și îți dă minte. Bă, până acum am mers. Până acum am mers. Păi, cu turcii nu ne înțelegem, deci s-ar putea să înțeleagă greșit și chiar să fie favoarea noastră, știi? Păstrăm capetele de pește. Și oasele, adică coloana și ce mai e oase. Ok, păstrăm așa și cu capul. Și la sfârșitul drumului ați avea oase de la 3 kg de pește plus... Deci scriu aici o 20. 7 capete. O 20 de oase și o 7 capete. Da. Mihai cap de pește, va fi numele. Să vedem cum vă ține noroc. Opa! Dați numai de 3 ori. Noroc? Da. O dată 13. Mm-hmm. O dată... Păganăș. 15. Și abia are... Mai puțin. Dai de capul meu, 16. Bă! Chinte dacă mai dau 17 și 18. Deci în prima zi ai copită desumflată la... desumflată! O, oh, eu duc chiar bine! Am 7. 7. Păi la ghinele și ghinele și acolo. Da, știu, mă trage în jos. 7. Băi, media la 2 zare, asta mi se pare super bine. E oribil. Mai am 10. 10, da. Păi ce, media la 3 zare. Da, totul merge super lejer în prima zi. Păi la care? Nu se desum cum e copita. Nu, dă-mi te rog frumos, cât ai la persoană? 3. Și eu 2. Da. Totul merge super ok, până când vezi un copac căzut în drum. Un copac cu flori. Și... E magic. Îl ascunde pe căsulul? Da. Asta oprește, n-ai cum. Eu, de ce întâlnit? Da. Căzut în drum? Da. Bun. Având în vedere că suntem la drum de 7 luni, am fi în stare, deși doar în ultimele zile am apucat să ne punem mintea la contribuții și să vindem iepuri de bază și alte drăcovenii. Am fi în stare să ne dăm seama dacă ne paște ceva pericol? Da, un perception. 15. Se pare foarte dubios ca copacul ăla să cadă, să fie pierdut, ceea ce pare 10 metri ca la drum. Copacul a încercat să fugă. Asta e prima dată, da. Bă, copacul a încercat să fugă. Bă, și-a prins atunci. Ce ciudat! Măriata, cred că avem de-a face cu teritoriul Babadoche aici. Zinci.
Avem niște oase, deci putem să-i le vindem și la fraura aia să le folosească. Deci ce faceți acum pe momentul ăsta? Ne oprim și contemplăm... Ne punem pe copac. Ne punem pe contemplare. Ne punem pe copac. Și ne legăm cali de copac. De copac. De pe... urmez indicațiile viitoarei sale mării. Yes. Așa facem. Ne dăm jos de pe cai, ne legăm cai... Mă dau jos pe cai ca cealaltă decât e calul lui. Chiar mă dau în partea aia. Legăm cai de copac. Cum te apropii de copac? Ceea ce este pe care nu vrei să... Cade în fața ta... Cade sau trece prin... Trece prin fața ce cade? Ta, se pide în copac. O săgeată? Yes. Nu mă mișcăm! Cine? Și din... Tufe. Tufe. Din bălării. De prin pau, pau. Mă luat aia, mă luat aia, ăștia ta cum să geți în copilă, că asta a fugit să rapă copac. S-a speriat. Am zero la inteligență, că vreau să-i prost. Pe vremea aia sunt inteligent. Sunt inteligent? Da, da, da. Inteligența generală pe vremea aia era... 1. Era 0. Era minus 2. Tu cât ai? 0. E bine, eu am 1. Bă, nu e inteligența, o recunoaștere. Knowledge. Da, ok. Da? Deci am 1. Cun. Am 0 la cunoaștere. Nu, no, cunning. 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 Da. Și din... Bă, dreptul este unul îmbrăcat în... Stereța, aproape. Dar broase. Pare că... S-a venit ceva bărbos. Vitamana. Și scut așa la voi. Ce faci vă vesteci? Măria ta, măria ta. Cred că am auzit de... De... E Kohan, barbarul. Sunt la tine. Ce bă? Mergem spre Tomis. Aha, pe drumul meu. E cunoscut faptul că Kohan a luat drumul ăsta, crede că e al lui și taie... Cum adică este drumul tău? Trebuie să plătim taxe de trecere sau ce? Sigur, nu? Dacă îl folosiți drumul? Îl omorăm. Mâine ta, ăsta e un căpcăun care nu are pod și a trebuit un... Bă, copacare! Ce nu vă spătească? Cine? Ioane. Toți sunt Ion. Jon Snow. Moment în care Ion iese cu două cepe. Bă, ăștia are siepuri de bază. M-am trezit dimineața în partea alta și-am luat pe invers, cu mara dreapta, cu muștul. Bă, vezi tu, ai comentat rotund, așa că... Ion, nu, e încă la tine, bă. Se știa. Da, se știa. Bine, se știa. Bă, nu știa tot țărâi, dar... Și am barat de capul oceană. La noi. Nu știu, până la anii 2000. Bun. Dacă te gândești puțin, Ștefan cel Mare a fost ca Gigi Becali. Era un fel de Gigi Becali. Zicea, facă biserica aici! Da, da. De fapt, Gigi Becali e ca Ștefan cel Mare. Da, da, da. Puțin mai lătâng, mai puțin luptăcios cu turcii. Da. Sunt în metodul. Da, se bine. Fură. Depinde dacă dau de galata în cupă. Ok. Revenim la secolele. Ce facem cu Kohan? Și în timp ce vă mai uitați, mai ies vreo... 20 de mai aici. Băia, cumva Cobza dezbrăcați cu frunze. Cumva Cobza mi-a apărut de mod și am început să cânt pantalonii maro. Da, cât costă trecerea? Uite așa la voi, uite așa la cum, cât de bine vă prezentați averea? Păi avem legătura din cârca mea. Să vin ia acolo la vedere? Nu, sunt niște de-astea băgate, toate înfășurate și legate cumva cu niște sforte cu mine. Păi nu știu, hai să vedem ce aveți de dat. Și se îndreaptă așa înspre voi. Măria ta, pantalonii maro sunt uzi acum. Și sunt mai mare ca niciodată și era ceva să miroasă. Îi place să cânte când se simte entuziasmat de un anumit eveniment. Ce ducea?
Cât era copacul? Nu era. Și dacă îți cântăm frumos, ne lași să trecem? Nu. Nu. Îndrept sabia asta. Momentul ăla ce-a din copța mea. Tam, 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 tam. Și din spate auzi un... Cine a scut ieri? Cine a întins nevăstăica aia? Apropie-te cu grijă. Cine a întins de nevăstăici? Înțeleg asta, nu? Nu o să ajung cu așa de nevăstăici. Asta cine e? Copenta, care s-a dus în voină? În ce voină? Ce? We're gonna have a problem in the apartment? Înțeleg că... Ești ofensat de prezența noastră. Copza mea face... Să plătești dările ca să folosești drumul, nu? Înțeleg. Nu trebuie să vezi toate dările noastre ca să hotărâm noi cât îți plătim pe drum. Și de ce ați hotărâm voi pe drumul pe termen? Bă, tu știi cine sunt eu? Tu știi cine-i toată? Și încep un... E Mihai, este Brav, încă nu. Cultivăm, vrei să cumperi? Vrei să joci like Who Am I Car? Yes. Și eu încep să te spune-mi că dă noroc în momentul ăsta. No, fuck, so... A ieșit! Cât ne costă trecerea? Măria ta de să-l trebuie 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 It's all about money, money. Păi chiar ăsta la să merg, deci nu, nu e ca și cum o să-ți dea. A, nu, mai 7 bănuți, o să te costă. Am 6 bănuți. La să merg. Câți sunt? Am 6 bănuți. Câți vedem, câți, câți sunt la... Da, 3. 3. Eu think we're both enough. Cât avantajul de a-l avea pe, îl iau pe, zic, dați-ne două secunde. Pun aici comza pe repeat și dați-ne două secunde, bă. Lasă-mă acordele aia, ajung să se audă și după aia iau și zic, știți, viitoarea dumneavoastră Mărie, că avantajul de a-l avea pe Mihăiță în familie de generații și pe tatăl lui și pe tatăl lui și cu numele de familie Mihăiță la măgar, este că Mihăiță este un măgar de luptă. A fost învățat și... Crescut pentru... Mihăiță n-a mâncat porci, da? Nu, dar a crescut în puțul cu elixir magic când era Mihăiță. Exact, acum n-are voie să bea porțiune. Care este de fapt Rachiu? Ok, întrebarea este... Cât de urât va face Mihăiță dacă-i dau Rachiu? Cum ești de Rachiu? Pe telefon? Nu, pe gât, pe gât. Ți-ai antrenat cumva măgarul pentru război? Nu. S-a antrenat, s-a născut cu poftă de bătare. Deci ideea e cât îi place să-l muște. Cum ar fi să-i muște urecea lui fratele ăsta? Cât de urât ar face un măgar dacă e dat Rachiu nefiind cu Rachiu experimentat niciodată. Și în momentul ăsta ar avea de gâtul și ar berbeci. Și ar berbeci și ar face cumva asta. Ar pleca a fugi, să face apă, probabil să bea apă. Ok. Care e în altă direcție față de ei. Sau... Stai să ne gândim și în momentul ăsta ne gândim și facem așa fel încât să ne ducem în spatele lor, ca ei să stea cu spatele spre mare când vorbim cu ei. Merge. Ba da. De ce? I mean, pentru că după aceea la fiu... O să-mi duc asta.
Dar... I mean, just saying, dacă pe cați, o să te ia pe they just want your stuff. Ideea este... Cât de... Caut un cuvânt dispus. Prin de Pandora, cât de dobitoci. E posibil să fie oamenii ăștia încât să creadă că... Mihăiță este posedat atunci când simte amenințări. Și să facă... A cumpărat semințe de, de iepuri mai devreme. Este posibil ca ei să fie atât de ionică part 2 încât să creadă că Mihăiță este posedat să se sperie de el? Dacă îi dăm whisky. Dacă îi dăm rachiu? Rachiu. Domnii mei! Domnii mei! Hai să începem. Ascultați ce vă spun, eu oricum, dar nu știu cum... Poți să cânti, poți să cânti gen o baladă despre un măgar cu răscut. No, 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 cântăm baladă. Django! De ce m-am dat așa, frate, mai devreme? Oh, no. It's your first six. Ține pentru noroc. Nu. Cine să mai vorbesc așa? Data următoare apară când The Bride se bate cu Onegishi. Is this anime? No, it's Kill Bill, motherfucker. Oh, Kill Bill, ok. L-am văzut de mult. You shame me. Am văzut de mult, am o scuză. L-am văzut de mult, am spus. You shame me. Ok. Deci îmi iau copza. Am spus că galata cu pauză puțin. Da, ok. Oh,